ajute să faceți bine. Iar următorul nostru invitat este Tea Ciulacu, președinte Asociația Viitor Plus. Vorbim despre parteneriatele strategice între ONG-uri și companii pentru sustenabilitate. Te rog, curaj, vin alături de noi pe scenă, în aplauzele voastre, desigur. Se poate și aici, jos. Vreau să fiu mai aproape de voi. Bună ziua și bine v-am găsit. Înainte să vă prezint un pic ce v-am pregătit, dacă merge, e același sensibil pointer. S-au ridicat la fileu așa câteva idei și n-aș vrea să încep înainte să pun un pic lucrurile pe care o să le prezint în context. O să vă arăt câteva exemple cu rezultate măsurabile în zona de sustenabilitate, să vedeți ce se poate realiza din perspectiva unui ONG care cândva a fost mic, a crescut între timp și a crescut din perspectiva impactului pe care a reușit să-l obțină și asta cu ajutor din partea unor entități care au înțeles de ce este important, care împărtășesc o viziune și care au susținut pe termen lung, că s-a pomenit și de susținerea pe termen lung și noi am avut norocul să avem această susținere. Însă vreau să vă spun de ce am pornit la drum cu ideea de sustenabilitate. Asociația noastră se numește Viitor Plus, Asociația pentru Dezvoltare Durabilă. Și s-a pomenit aici la început de, sau un pic mai devreme, de cauză, să ne alegem o cauză. O să vă spun un pic din povestea mea personală. Eu am ales cauza de sustenabilitate ca o cauză de viață. Și asta s-a întâmplat undeva acum, nu știu, poate 20 de ani, more or less, când am început să citesc foarte multe studii științifice. Probabil o experiență asemănătoare cu ce a avut Greta la 16 ani, am avut eu la 20 și ceva. Pentru că am trecut prin sistemul educațional românesc fără să aflu vreun strop legat de importanța mediului în viețile noastre. Și după ce am terminat și facultate și de toate și m-am perindat prin o grămadă de țări din lumea asta și am văzut un pic de realități, am început să citesc ce oamenii de știință spun de prin anii 1950-60 și încet încet au început să se strângă foarte multe dovezi în zona asta, care din păcate au tot fost contestate. Apropo de cum arăta comunicarea în anii 80. Nu avem nicio problemă, totul este ok, totul este glamorous. Realitatea însă este foarte dificilă și scenariile care sunt pentru viitor sunt foarte dureroase. Pot să spun cu mâna pe inimă că a fost aproape de depresie sentimentul pe care îl trăiești dacă începi să citești lucruri pe bune, nu lucruri din campanii de comunicare, nu lucrurile care se aud la televizor, ci studii științifice de sute de pagini. Așa am învățat eu despre sustenabilitate și așa am hotărât că asta trebuie să fie direcția pe care să o urmez în viață și să o aplic și în viața personală și mai ales în viața profesională, zi de zi și continuu. Și nu m-am oprit de atunci. Și pot să vă spun că, apropo și de paharul jumătate gol, jumătate plin, la mine pot să-l explic ca un ochi care râde, un ochi care plânge. Ochiul care râde este legat de activitățile și de ce reușesc să fac în viața de zi cu zi, în direcția asta. Ochiul care plânge este legat de tot ce se întâmplă și tot ce nu reușim să schimbăm. Și suntem încă foarte departe. Contextul de schimbări climatice, pentru că cu el am început și ăsta l-am studiat la nivel global și știam de schimbări climatice de acum 15 ani, când în România aproape nu se discuta și nimeni nu vorbea despre el, ne afectează și cred că acum începem să-l vedem cu toții, cam cum se întâmplă. Și o să vă dau o veste proastă. Oricât de interesant arată diferențele între comunicarea din anii 80 și cum acum nu mai suntem cu haina de blană și ajungem să facem poze cu copăcei pe lângă noi, realitatea și cifrele nu mint și nu arată deloc bine. Pentru mine există un singur indicator la care mă uit și o să încep să fiu mai liniștită când acest unic indicator o să înceapă să se schimbe. Și indicatorul ăsta se numește concentrația dioxidului de carbon în atmosferă. Ăsta ne spune dacă suntem în direcția bună sau nu. Această concentrație a gazelor cu efect de seră în atmosferă este cea legată de încălzirea globală și de toate efectele și evenimentele meteo extreme pe care le trăim și care sunt prognozate să se agraveze din ce în ce mai mult
pe măsură ce ne apropiem de 1,5 grade și acele 2 grade de care poate ați auzit. Sunt scenarii în care vom ajunge la o temperatură medie globală de peste 3 grade. N-am adus graficul, dar o să vă zic cifrele. Pentru 600-800 de mii de ani, pentru cât s-au făcut analize științifice, această concentrație a gazelor cu efect de seră a variat. A fost când sus, când jos, dar niciodată, în ultimii aproape multe sute de mii de ani, nu a trecut de 280 de părți pe milion. Până a început era industrială. Și de atunci a început să crească și creșterea este exponențială. Când am citit eu prima dată de schimbări climatice, această concentrație, nu numai că nu era la 280, ajunsese la 370. Eram în Amsterdam și atunci învățam ce e cu schimbările climatice. Știe cineva la cât este concentrația de dioxid de carbon azi? Haideți că suntem în domeniu, suntem în breaslă, s-a vorbit de sustenabilitate aici. Măcar unul. De la 370, ce credeți că s-a întâmplat? Am rămas la fel, am scăzut sau am urcat? Am urcat. Cam cât? Suntem la 420 de părți pe milion. Și asta în doar 15 ani. În 15 ani în care am muncit în fiecare zi pentru sustenabilitate. Nu am pretenția că eu să schimb lumea. Lumea o să o schimbăm cu toții. Problema este că ce facem cu toți ca efort colectiv nu este suficient. Pentru că suntem la finalul acestei zile despre CSR și au fost foarte multe povești frumoase și mă bucur că se întâmplă lucruri și o să vă povestesc imediat și eu câteva din lucrurile bune. Vreau totuși să rămânem cu un gând pe mai departe. Tot ce am făcut până acum nu este suficient. Eu trăiesc sentimentul ăsta în fiecare zi. Forțez limitele ale mele personale în organizație și de fiecare dată când mă duc la culcare îmi spun că trebuie să fac mai mult. Și mi-aș dori tare mult ca fiecare dintre voi, atunci când vă duceți acasă, când vă duceți în companiile voastre, când vă duceți în agențiile voastre, să nu vă mulțumiți cu puțin. Suntem foarte departe de unde ar trebui să fim. Și să vă zic cum mă vindec de depresie. Pastilele pe care le iau, între ghilimele, sunt acțiunile mele din fiecare zi. Acțiuni pe care le fac alături de colegii mei, într-o organizație care a pornit de la zero și care în fiecare an a reușit să adauge acolo o picătură de bine. Și o să vă arăt cum ne-au ajutat și companiile în acest demers, companii care încep să-și integreze la nivel de valori și de principii partea de sustenabilitate. Văd că aveți deja sacoșele de la noi, deci dacă nu știați, în Viitor Plus producem aceste sacoșe reutilizabile din bumbac netratat, nenălbit, într-un atelier social unde jumătate din angajații noștri sunt persoane cu dizabilități. Și avem misiunea asta socială de când ne-am înființat. IKEA a vrut să lucreze cu întreprinderi sociale. Am stat 2 ani de zile într-un proces de due diligence ca să putem să devenim furnizorul lor acreditat. Dar uitați-vă la schimbarea de abordare. Au trecut de la un furnizor obișnuit la un furnizor care are în ADN partea de sustenabilitate. Asta este o modalitate prin care puteți voi în companiile voastre să deveniți mai sustenabili. Uitați-vă la furnizorii cu care lucrați. Unde se întâmplă munca aia? În România? În China? Ce efecte produce, ce impact au furnizorii de la care voi vă luați bunuri și servicii? Gândiți-vă care este valoarea achizițiilor pe care voi o faceți în companiile voastre. Și ce impact ar produce dacă puneți criterii când vine vorba de achiziții sustenabile, da? Criterii verzi și sociale. Ce ar însemna asta ca schimbare și revoluție în piață? Noi ne bucurăm să putem lucra cu asemenea companii care ne-au ales având aceste criterii în procesele lor de achiziții. Și aici vedeți un pic din rezultate. Și apropo, ce era pentru ei deșeuri, noi acum transformăm în produse. Pentru că nu lucrăm doar cu acest gen de sacoșe, facem sacoșe, șorțuri, porfarduri, ce vreți voi, din bucăți de textile care înainte ajungeau la groapa de gunoi. Noi le salvăm și le transformăm și le continuăm viața. Partea de reciclare, s-au pomenit deșeurile aici de câteva ori bune și economia circulară și ce culegem din pădure, că e dezastru. Noi credem
mai mult în partea de prevenție decât în partea de curățenie. Credem că este esențial să investim în zona de educație, pentru că nu s-a întâmplat asta. Abia anul ăsta, pentru prima dată în România, vorbim de educație de mediu în curicula școlară, după 32 de ani. Acum ne dăm seama că este importantă. Cum vrem să ne așteptăm de la oameni să nu arunce în jur dacă n-au învățat și nimeni nu le-a spus niciodată că lucrul ăsta nu se face? Sau dacă autoritățile nu-și fac treaba, da? Nu dau amenzi, nu implementează sisteme pe cum plătește după cât arunci, nu ne pun la dispoziție infrastructură. Avem o vină colectivă la ce se întâmplă. Ne-a povestit un pic mai devreme cât de greu a fost schimbarea de mentalitate, câte luni au durat, să începem să învățăm să sortăm corect. Lucrăm cu companii și cu parteneri în care îi ajutăm în acest proces și știm cât este de greu. Și credem foarte mult că educația poate să schimbe lucrurile astea. Și de asta am investit într-o platformă care se numește hartareciclării.ro. Prima ediție a fost în 2012 și am cartat punctele de colectare separată din 4 orașe din țară. Și am zis, trebuie să facem mai mult, trebuie să fie disponibilă la nivel național. Trebuie să putem informa oamenii despre care sunt regulile jocului și cum să facă lucrul ăsta. Că ne întrebau câteodată, ok, am pus sticlele deoparte și unde le duc? Și așa am ajuns la o platformă evoluată, unde putem să actualizăm datele, care a necesitat mult timp și multe resurse ca să o punem în aplicare. Să știți că am bătut pe la mai multe uși. Cine vrea să ne ajute cu platforma asta, ni s-a ridicat așa umeri, până când am ajuns la Coca-Cola. Au o responsabilitate vis-a-vis de deșeurile pe care le pun pe piață și au ales să investească într-un instrument care ajută populația să facă lucrurile responsabile pe mai departe. Ne bucurăm că îi avem alături în anii ăștia și sperăm să ajungem la cât mai mulți oameni care găsesc la noi pe site toate informațiile de care au nevoie pe subiectul ăsta. Recicleta a pornit tot acum 13-14 ani aproape, este încă un proiect pilot la nivelul Bucureștiului. Nu știu cum vi se par cifrele, pot să vă zic că este extraordinar de greu să păstrezi un model de transport sustenabil care să nu polueze un oraș care este în topul capitalelor poluate când vine vorba de aer. Nu se poate susține economic. Dacă vreți să vindeți, colectați o tonă de hârtie și o vindeți la un colector ca să ajungă la fabrică, în zilele de astăzi nu o să luați mai mult de 200 de lei pentru o tonă. Da? Deci nu ai cum să susții un asemenea sistem, reciclarea costă și de asta este un cost pe care trebuie să și-l asume și acolo este responsabilități și scrie și în lege, autoritatea publică. Doar că nu prea face autoritatea publică. Acolo ne plângem că vin și ne le iau la grămadă. Colectorii care sunt privați vin doar la cantități mari. Am inventat acest sistem ca să arătăm un model autorităților publice că pot să facă lucrurile altfel. Nu trebuie să meargă cu un camion de 20 de tone pe motorină din stradă în stradă să ia câte un sac de reciclabile. Cred că dacă măsoară cineva impactul de mediu al sistemului actual de colectare separată, ăla așa cât e puțin în București, o să dea cu minus. Nu zic nici de partea economică, că nimeni nu vrea să pună cifrele astea la dispoziție cât ne costă. Am arătat însă că sunt altfel de modele. Modele care au un impact redus asupra mediului. Și încă sperăm, nu știu, nu cred că e nicio autoritate publică în sală în momentul de față, încă sperăm și de atâția ani de zile spunem în jur că sunt și alte feluri de a face lucrurile. Și le mulțumim celor de la Kaufland că au înțeles valoarea proiectului și îl fac posibil acolo să existe, cât noi să putem să continuăm să transmitem mesajul ăsta. Nu o să schimbăm lumea cu acel milion de kilograme colectate, sunt o picătură raportat la câte cantități de deșeuri se generează în fiecare an în București, însă este o metodă de a comunica cu fapte. În felul ăsta arătăm modelul, lucrurile se întâmplă în viața de zi cu zi, și în idealismul nostru sperăm că la un moment dat lucrurile vor fi luate în considerare și de către cei care poate să schimbe lucrurile, autoritățile publice. Am ajuns și la păduri, că s-a vorbit mult de ele de la Melania până la ultima prezentare. Mulțumim că ați fost alături de noi. Au fost sute de firme alături de noi pentru că noi facem păduri adiționale.
Nu plantăm în parteneria cu Rom Silva, care, apropo, are obligații de plantare legală. Nu suntem niște simpli voluntari în proiectele lor. Încercăm să aducem păduri acolo unde nu există fonduri, odată, în primăriile din zonele rurale, și acolo unde terenurile au cea mai mare nevoie de pădure, iar noi, ca oameni, avem nevoie de aceste păduri. În zona de sud a țării, cea mai despădurită zonă din România, gândiți-vă că avem județe cu 5% suprafață împădurită. Avem județe precum Dolj, cu peste 100.000 de hectare terenuri în curs de deșertificare. Într-un context în care PNRR-ul cu bani europeni ar trebui să împădurească 56.000 de hectare. Deci n-am acoperit cu PNRR-ul decât jumătate poate din Dolj? Vă dați seama cât de mare este nevoia de împădurire în România? Asta am încercat să spunem acum 2 zile, la evenimentul în care am sărbătorit primul nostru milion, nu milion de euro, milion de copăcei. Sună foarte frumos așa, un milion. Ne-au felicitat mulți și le mulțumim. Dar revin la ce v-am zis la început. Este atât de puțin, este insuficient. Noi toți putem să facem mai mult. Și ca persoane fizice putem să contribuim, putem să ne compensăm emisiile dacă vrem neapărat să mergem cu mașina, nu știu, în vacanțe. Companiile poate să facă mult mai mult, iar statul nici nu mai zic. Nu este suficient cât face momentul de față. Nu o să facem față efectelor schimbărilor climatice în zona asta de sud în 20-30 de ani dacă nu investim și în păduriri. Iar pentru companii o să vă arăt motiv pozitiv de ce v-ar ajuta să investiți, dar oricum a ajutat foarte mult colega noastră de la Pastel, care a fost voluntar la, cu toată gașca lor, au fost la plantări. Vă arăt aici fețele lor. Ea v-a povestit live, noi a povestit niște citate. Sunt multe motive. Eu cred că vă doriți un astfel de colectiv în compania voastră, oameni care să se bucure că sunt acolo, să înțeleagă că compania face o investiție în comunitate, unde echipa se unește cu astfel de team building-uri. Teia, ți-aș propune să lăsăm o asemenea imagine ca încheiere, astfel încât să rămână cu această imagine frumoasă în minte și să vadă implicarea directă, ce poate face, ce zâmbete aduce și ce înseamnă CSR-ul tradus direct pe înțelesul oricui, într-o fotografie. Mulțumim foarte mult pentru prezentare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim!